Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că unii pentru a obține performanță sau succes se apelează la așa zisa legea atracției, de care se vorbește foarte mult, asta e chiar tema de astăzi. Ce este legea atracției și la ce servește și cum funcționează? E clar că asta este un domeniu despre care s-au scris tone de cărți, s-au ținut mii de seminarii, mii de articole, toată lumea vorbește despre legea atracției cu versiunea ei, mai ales de când a fost popularizată de film The Secret. Ca de obicei, lumea înțelege ce vrea să înțeleagă și evident, și e clar că și cine face produse spune exact ce lumea vrea să audă. Adică, în filmul The Secret e scena aia celebră în care copilul dezemnează o bicicletă și a doua zi, din minune, vine bicicleta la ușa. Adică deja am vorbit de această idee de univers ca Moș Crăciun. Tu te gândești la un lucru și magic se întâmplă. Și asta ar fi legea atracției. Evident că asta e doar gândirea magică din copilărie, e deziluzionare permanentă, adică dacă crezi așa ceva, pentru că evident că dacă toți cei care se gândesc la bani ar atrage bani, am fi cu toți miliardari, lucru care de fapt nu există. Dincolo de acest nivel, în sfârșit s-a înțeles că, într-adevăr, ceea ce atragi, pentru că eu sunt foarte convins că legea atracției funcționează, dar nu cum este prezentată de obicei. Deci s-au dat seama în sfârșit că, de fapt, ceea ce tragi este ceva care se potrivește cu starea ta emoțională. Deci, e asta într-adevăr, da, dacă tu ai, de asta lumea care se gândește la bani în sens prost atrage săracie, pentru că dacă eu mă gândesc la cât de bani mi lipsesc, la cât de sărac sunt, ceea ce atrag este mai multă săracie, pentru că sunt focusat pe tema săracie. Dacă sunt focusat pe, uite ce nesuferite sunt femeile, o să dau doar de femei nesuferite. Dacă mă gândesc cât de dizonesti, cât incorrecti sunt partenerii de afaceri, o să dau mereu de parteneri de afaceri care se vor profita de mine. Asta este într-adevăr o metodă de care funcționează un aspect a legea atracției, în sfârșit. Celălalt spunt este tocmai, e de fapt de asta s-a înțeles, că dacă te manifesti prin recunoștință, primești mai multe lucruri despre care să fii recunoscător. Repet, este o temă imensă pe care nu o pot aborda în totalitate. Dar este un aspect care se leagă exact cu ce am spus ieri în legătură cu starea de flow. De ce e așa de importantă starea de flow și care este legătura cu legea atracției? Problema noastră este că noi suntem convinși de a avea o anumită unitate intelectuală și spirituală, de a fi uno. De fapt, noi suntem un sistem care are multe subsisteme, fie de un punct de vedere fizic, fie de un punct de vedere intelectual. Adică suntem ca o firmă cu mii și mii de departamente, fiecare care trage în direcția lui. Și de asta este senzația despre care deja am vorbit în alte situații, de faptul că vrei una și faci alta și ai nevoie de voință. Pentru că resursele nu sunt aliniate. Cuvântul cheie este aliniere. Okay? Și eu m-am convins că singura metodă de a pune într-adevăr în mișcare spre folosul nostru, legea atracției este exactă, este alinierea, care de fapt este tocmai starea de flux. E, de fapt, unii au auzit de toate feluri de vraji, știi, vrajitoare care fac toate feluri de rituale sau rituale un pic mai complexe.
Adevărul este că ritualul în sine nu servește absolut la nimic. Ok? Dar în momentul în care faci un ritual, am o anumită practică de magia rituală, în momentul în care faci un ritual, atingi o stare mentală de focusare absolută spre ceea ce vrei și tocmai alinierea toate părților. Pentru că dacă este ceva pe care am înțeles, este că în momentul în care eu zic vreau ceva, dar o turmă din părțile din mine țipă în toată direcția că de fapt nu vreau, că de fapt mi-e frică, că de fapt cine știe, că de fapt nu sunt în stare și bla bla bla, tot acel bla 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 permanent pe care îl avem în cap, pot să fim siguri că legea atracției nu se pune în mișcare. De fapt, vă fac un exemplu cu calamita, cum se spune, magnet. Un magnet nu este decât o bucată de fier în care toate particulele ei sunt aliniate. Adică eu iau o bucată de fier, nu atrage cu nimic. Bagă curente, ea se aliniază, așa zice, mici magneți și aia, bucată de fier, devine magnetică. Bine, starea de flow și cu ritualul este exact lucrul pe care aliniază toate părțile și pune în funcțiune legea atracției în felul în care într-adevăr funcționează. Mai vorbim pe tema asta. O zi bună în continuare și sper să tragi lucruri frumoase pe ziua de astăzi.